Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Danger Zone. Dacă mai vreți episoade de genul, dați și voi, frate, acolo un like și un subscribe la canal. Și da, o să vorbim un subiect destul de delicat azi, mă rog, delicat. Na, pui mei, n-am găsit eu alt cuvânt. În legătură cu videoclipul pe care l-am postat acum două zile, cel în care am jucat cu cheat-ul Zmotan și am făcut și titlul ăla clickbait, mi-a dat Eduard 20 invitații în schiță sau ceva de genul. Mă rog, am primit multe înjurături, căci că bă frate, de cât promovezi paste-uri și de astea. În primul rând, am zis în primul comentariu la care am dat și pin că cheat-ul este paste și că e alegerea voastră dacă vreți să-l cumpărați sau nu. Până la urmă e 5 euro pe, nu mai știu cum era, 5 euro pe 6 luni sau ceva de genul, sau pe 3 luni, nu mai știu exact. Mă rog, deci nu e o avere. Și nu v-am zis în video, bă, fraților, cumpărați-l, că e cel mai bun cheat, bate skit-ul, ești nebun, ce ai, deci trebuie să-l cumpărați, frate, e cel mai bun la legit, e nedetectabil și chestii de astea, n-am zis chestii de astea. Pur și simplu am jucat cu el, am făcut și o mică parodie, pentru că, da, video-ul ăla a fost făcut mai mult în ironie, așa, pentru că mi-a plăcut ideea lui Zmotan să facă, mă rog, să facă, că meniul ăla nu e făcut în totalitate, a mai modificat el câteva chestii într-adevăr, dar nu e făcut în totalitate de el și nici nu am zis chestia asta, nu cred că am zis eu pe video că, mamă, dacă îmi dă crash, bă, deci dacă îmi dă crash, deci doar dăm crash să vezi cum sparg eu calculat, deci dacă mi se închide acum, deci dacă cumva, prin nu știu ce, se închide acum CS-ul, eu arunc calculatorul pe geam, vă zic eu acum că arunc calculatorul pe geam dacă se închide CS-ul. Hai, doar închide, să vezi mai rămân eu fără. Așa, mersi. Stați un pic să vă să nu se fi dat microfonul iar în blană. Așa, deci mai îmi face chestii de astea, nu știu de ce îmi face să mor eu, trebuie să-mi bag Windows-ul din nou, că îmi face chestii, am încercat toate fixurile posibile și încă îmi face, dar și dacă îmi dă crash odată, adică nu îmi dă crash, de obicei doar rămâne așa câteva secunde, se uită pe desktop și cam atât, dar nu, că dacă o să-mi dea crash, mamă, uite ce famă, dacă o să-mi dea crash vreo, mă, ce? Doamne, mă, dacă o să-mi dea crash vreodată, îl și arunc pe geam, frate, mai ales când face doar pe filmări. Bine, eu nu mă mai prea joc în timpul liber. Am observat chestia asta de acum, de când am făcut 15 ani, bă, am început să nu mă mai joc pe calculator, bă, cred că încep să mă maturizez, să mor eu. Voi de ciudat o sunat asta, de să mor eu, nu prea m-am mai jucat pe calculator așa de mult, bă, băieți. Sau m-am uitat, am 80 de FPS-uri, bă, ce e asta? Deci eu mi-am luat PC nou. Mă tot gândeam, bă, frate, gata, mi-au calculator nou, mamă, ce o să mă joc pe el. Bă, mi-am luat calculator nou în mai, să mor eu, deci nu m-am mai jucat aproape deloc. Mă rog, aproape deloc, m-am mai jucat, dar mă joc extrem de rar, mă joc așa, dacă stau pe la ore târzii, în weekend sau cu prietenii sau ceva pe Discord și n-am ce face, dar așa, în rest, nu mai prea m-am jucat pe calculator, gen să stau eu așa singur, să mă joc cum o făceam înainte de intram, făceam jocuri, story de alea. Nu m-am mai jucat, bă, și mă întreb de ce, sau și CS așa, eu înainte mă mai jucam CS, mai intram, mai jucam, acum mi-au trimis nu știu câți mesaje să jucăm CS, parcă nu mai am chef așa, nu mai am chef să mă joc, bă, băieți. Asta e faza, trebuie acum să-mi iau Smart TV-ul ăla, știți că am pus Go-ul, am strâns vreo 100 din 300, stați un pic să activez netgraful, că mă zgârie pe creier să văd că am doar 100 de FPS-uri. Știți că am făcut Go-ul ăla pe live cu Smart TV-ul, trebuie să-mi iau zilele astea, mamă, deci câte filme o să bă, dar dacă nu o să mai postez vreo 2 luni pe YouTube, să știți de ce, bă, o să mă uit toată ziua pe Netflix. Deci dacă nu o să mai apuc să postez episoade pe YouTube, să știți, ia uite-l pe ăsta, bă, băiatule. Deci dacă nu o să mai apuc să postez, să știți de ce, bă, băieți. Mamă, uite cum merge aim-ul de la Unity pe ăsta, pe Danger Zone, frate, mă doare capul, cum zice Eduard 22. Mă doare capul, sau cum zice Eduard 22, cu tonul ăla lui. Mi-e frică, mamă, stai că vine și băiatul ăsta la alt. Stați așa că nu e așa, vine bombardierul aici. Mamă, are shotgun, stai că mi-e frică de el. Hai, că am înțeles. A făcut și el treaba, dacă e, avem și shotgun. Acum mie-mi e frică să nu mai ia pe la spate. Tot timpul când am, nu, stai, ia 5-7 înapoi, frate. Tot timpul când am filmat, tot timpul am pățit cel puțin un meci sau două când filmam, am pățit să vină unul pe la spate să mă ia. Deci nu a fost un meci în care să nu mor, să mă ia unul pe la spate. Și de aia, de acum încolo mă uit pe la spate, ce e ăla, mă? A, nu, stai așa că eu vreau să fiu mai atent în meciuri. Acum că mi-au zis mulți abonați că eu nu sunt atent în meciuri, dar frate, eu mai mult fac episoadele astea de Danger Zone să dezbatem subiecte, tăcând nu neapărat că să fiu atent. Că tot timpul eu în fiecare episod de Danger Zone am dezbătut câte un subiect sau ceva. Bă, se aude o bombă de aici în aproape. Da, eu iau repede gloanțele și m-am dus de aici, că se aude o bombă. Aia, acolo bomba. Stai, se iau și gloanțele astea. Repede, frate. Repede, frate, ia gloanțele, frate, și fugi, că explodează bomba. Stai să-l omor și pe tipul ăsta de aici, că prevăd că o să mă ia.
Mamă, deci m-am enervat ieri. Am dat de vreo 3 hacker la rând în meciuri de Danger Zone. Am vrut să filmez și cu Argent, să mai... Mamă, uite-l pe ăla, nu m-a văzut, să mor tu chiar așa de chior. Deci nu cred că e așa de chior, deci nu... Mamă, ce chior e omul, frate, m-a văzut. Dar nu stau, amne, mă. Câți bani am? 2900? În aproape. Oare ce pot să-mi iau de bani ăștia? Nu mi-aș lua, adică că am pistolul ăsta, am 5.7-ul cu 65 de gloanțe și e super bine. Dați mai sunt niște bănuți. Mamă, 3700 aproape. Să-mi iau drone upgrade. Păi și la ce te ajută chestia asta, frate? Că oricum un meci se termină destul de rapid. Zone Intel, shows, next. Stați așa, bă, băieți, că am auzit ceva. Ce se aude, ce se aude? Dați așa că mi-e frică. Haideți să iau și... A, da, am deja 2 smoke-uri, nu mai îl folosesc la nimica. A, și by the way, te mai vreau să vă zic ceva. Zilele astea trebuie să vină, da, pentru că știți că la tutorialul de overclock mi-am luat mult hate, căci că, bă, frate, tu înveți copiii să-și ardă procesoarele. O să fac un test zilele astea când vine Fabi, prietenul ăla meu, cameramanul meu la mine acasă, cu camera, că știți că eu când fac chestii vreau să fie profi, cel puțin... Na, pui mie, câteodată. Și vreau să fac teste, frate, să vă demonstrez că nu prea ai cum să azi un procesor. Am multe procesoare vechi pe aici prin casă și o să fac teste pe fiecare, o să vă arăt că e aproape imposibil să arzi un procesor. Și da, am testat și eu off-camera chestia asta, mă rog, am testat doar pe un procesor, n-am testat pe toate pe care le-am în casă. Bine, știam și eu chestia asta dinainte, că nu prea ai cum să arzi un procesor, e destul de greu. Cel puțin procesoarele se strică dacă ai cel mai mare ghinion din lume. Deci dacă ți s-a ars un procesor vreodată în viață, trebuie să te sinucizi, frate. O să-ți pici o cărămidă în cap pe stradă la cât ghinion poți să ai. Am crezut că se întoarce asta acum la mine, de-aia am și tras în el, m-am speriat un pic. Deci trebuie să ai ghinion destul de mare oricum să ți se ardă un procesor. Sau, nu știu, frate, oricum, eu gândiți-vă că am lăsat un procesor fără cooler și cu protecția dezactivată și a ajuns până în 130 de grade și n-am reușit să-l ard. Fără cooler, pur și simplu, mi-am dat stres de fără cooler, mi-am băgat piciorul, n-ai oricum mai am procesoare și n-am reușit să-l ard. La 133 de grade sau ceva de genul s-a închis pur și simplu calculatorul și a rămas vreo 5 minute închis, nu m-am mai lăsat să-l pornesc, m-am speriat un pic, am crezut prima dată că l-am ars când am văzut că nu mai pornește calculatorul. Dar după aia, după 5 minute, am reușit să-l pornesc și totul mergea exact la fel. Acum vă dați seama că nu vă recomand acum să vă porniți calculatoarele fără cooler, gata, nu mai plătim pe băieții de la cu coolerele, frate, ce să mai, nu ne mai trebuie cooler, bă, băieți, nu vă zic chestia asta în niciun caz, dar vă zic că dacă aveți temperaturi mari la procesor, cel puțin de 70-80 de grade, nu o să vi se strice procesorul, credeți-mă, nici măcar nu cred că îi dăunează la 70 de grade. Nu cred că are ceva dacă l-ai la, adică eu îl țin tot timpul, procesorul meu tot timpul în 70 de grade, pentru că i7-8700K e un procesor foarte, foarte cald, adică se încălzește foarte tare. Deci ca AMD-urile alea vechi, poate chiar mai rău câteodată. Ca AMD-urile alea, FX-urile alea de se încălzeau 90 de grade când erai pe desktop. E glumesc acum, dar zic așa, se încălzește extrem de tare i7-le ăsta. N-ai, pur și simplu, trebuie cooler extrem de bun să îl țin sub 60 de grade, fără de lead. Acum dacă îi faci de lead, o să se răcească super ok. Mă, ce ăla-i drop? Bă, nică, văd drop-ul. Mă, ce? N-am prins un drop pe CS niciodată. Ia să vedem. De fapt, ba da, cred că am prins unul. Sper să nu fie bombă ceva. Niaca! Mamă, și are și gloanțe, asta e. Mamă, nu mai are, mamă, dar avea câteva gloanțe, 10 gloanțe. Tot e bine, eu sunt mulțumit. Deci, la zilele astea o să facem video, când o să testăm mai multe procesoare și mă gândeam să testez și mai multe chestii pe post de parstă termoconductoare. Am văzut un video ceva de genul în afară, de la Jay-Z 2 Cent ăla, știți, și mamă cum mi-am pronunțat numele, deci execrabil, dacă se uită la video ăsta o să îmi dea strike, o să mă jure, mă rog. M-am uitat la el, frate, și am văzut un experiment făcut de el mai demult și i-a pus pastă de dinți și Nutella pe procesor și o testat să vadă cum merge și aș vrea să fac și eu ceva de genul, să mor eu. Eu nu să pun pastă de dinți și Nutella, o să găsesc eu chestii retardate. Uai, la ce m-am gândit? Ziceți și voi la ce v-ați gândit. Eu m-am gândit la ceva, dar nu vreau să zic că e nasol, e urât. Nu vreau să zic. Ziceți voi la ce v-ați gândit să punem pe procesor. Să facem teste. Eu știu că am pus doar pastă de dinți mai demult pe procesorul meu vechi, că n-aveam pastă termoconductoare și voiam să mă joc și știu că a mers destul de ok. Acum nu știu temperaturile care au fost pentru că atunci nu știam să monitorizez temperaturile și de alea, dar știu că mergea. Dar acum vreau să și monitorizez temperaturile, să facem teste și o să testăm Nutella, pastă de dinți, poate să mai pun ceva, o să pun sos de usturoi, frate, pe procesor în loc de pastă, să vedem cum merge. Că da, am multe procesoare vechi și vreau să fac teste pe ele, frate. Și dacă vrei, mă, ce asta? Ai, cred că e un butoi de ăla de o explodat. M-am speriat, am crezut că e ceva de aia de urs, am crezut că s-a băgat update și poți să bagi și capcană de urs și de alea. Mi-au 7000 de dolari, dar să-mi cumpăr ceva. Ce asta? Show more detail. Hai să cumpărăm. Ni. Și
Ce am făcut cu chestia aia? Deci nu, mi-am luat-o degeaba. Fiți atenți doar că mi-am luat degeaba. Mă, ce? Upgraded high grass. Bă, mi-am luat prostia aia degeaba, frate. Dar parcă mi-arată mai multe pe hartă. Nu știu ce să zic. Dar mi-am luat-o degeaba. A fost 4.000, frate. Cuțit. Ce mai putem să cumpărăm? Deci haideți să cumpărăm gloanțe. Și vreau să mai cumpăr încă o dată de gloanțe. Și atâta cred că pot. Și în care faza? Îmi vin două drone sau... Să că nu vreau să-i omor pe ăștia. Vreau să văd dacă îmi vin două drone. Chiar mor de curiozitate. Lăsați că ăsta vrea să vină să mă moare. Intru eu pe... Na, nu pot să intru pe aici. Frate, nu. Dați să văd. Chiar o să vină... Sau care faza? Pică din cer pur și simplu? Sau vin drone? Ba, vin drone, uitați. Frate, uite, mi-a venit două drone cu gloanțe. Frate, ia zi să bag la AK gloanțe. Nice, spargem și ăsta. Hai, frate. Mamă, mi-a dat la gloanțe de... Masătura mi-a dat 20 de gloanțe, cred că nici 20. Mamă, uite-l pe ăla. Respect. Mamă, ăla are pina inti, mi-e frică de el, frate. Dar fiți atenți că îi dau anta, fiți ce fac ăsta. O să sinucide ăsta. Mă, ce? Vreau să-i dau flick de la one tap. Mamă, cât de urât ea, că-s curios ce zice. Mamă, zici ce bulangiu am fost. Bă, la cum nu-l vedea pe ăla? Doamne asta, ce frică era la om, frate. S-a speriat omul. Ia, stați că vreau să văd. Ăsta e noob de ăla, mă. Nici nu m-a văzut, cred că. Uai, cât de noob, băi. Doamne, cât de noob, băi. Aici am dat flick. Uai, de capul meu cum s-a văzut, frate. Mă rog. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și dacă vreți să facem videoclipul ăla de care v-am zis eu, comentați în descriere, da, să zic. Da, mă rog, scrieți un comentariu dacă vreți, eu îl fac cu cea mai mare plăcere și noi ne vedem data viitoare. Salut!